de ultimă oră, un cunoscut medic stomatolog din Brașov și-a pus capăt zilelor. Medicul era cercetat de DNA în două dosare penale pentru dare de mită și se afla în arest la domiciliu. Colegul meu, Ovidiu Stan, ne spune întreaga poveste. Ovidiu, ce se știe până la această oră? Bună dimineața! Într-adevăr, vorbim despre fostul șef al casei de asigurări de sănătate, omul de afaceri Doru Bertea, cunoscut medic stomatolog de altfel, care s-a sinucis aseară. El era cercetat în două dosare de către procurorii DNA pentru dare de mită. Doru Bertea se afla în arest la domiciliu. Procurorii DNA închetau achizițiile de echipament medical realizate în spitalele COVID din Odorheiu Secuiesc și Brașov, în care Doru Bertea ar fi fost implicat în așa zisul dosar șpaga COVID. Bărbatul s-a spânzurat seara trecută, cum vă spuneam, și ar fi fost găsit de familie, mai exact de către soția acestuia. Nu se cunosc încă la acest moment împrejurările. Poliția a deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor în care a avut loc nefericitul eveniment. Reamintim și că procurorii DNA au dispus în decembrie mai multe rețineri pentru 12 suspecți în legătură cu presupusa atribuire frauduloasă a unor contracte de achiziție publică la spitalele din Brașov și Harghita. Acestea sunt deocamdată informațiile. Mulțumesc foarte mult, Ovidiu!